Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai serios acum și cu informații care ne pot ajuta să trăim mai bine și mai mult, există o așa numită pandemie tăcută, care face anual aproape 8 milioane de victime, adică cu aproape 1 milion mai mult decât numărul morților din cauza pandemiei de COVID, dacă vreți să punem în context. Această pandemie tăcută este provocată și întreținută de infecțiile cu bacterii rezistente la antibiotice. Aceste infecții ucid mai mulți oameni decât HIV, malaria și tuberculoza la un loc. La telefon este doctorul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Domnule profesor, de unde vin aceste superbacterii? Ce le favorizează apariția? E clar că e favorizată de situația în care anumite categorii de bacterii devin rezistente la antibiotice. Deci reușesc să dobândească niște gene de rezistență pe care culmea este că și le pot transmite între ele. Și în felul acesta, transmitându-și dintr-o parte într-alta genele acestea de rezistență, se poate ajunge la situația aceasta așa numitelor superbacterii, care sunt multirezistente și care, într-adevăr, în anumite situații pot să nu răspundă la niciun tratament dintre cele care există la ora actuală. Însă, vedeți, omul este, în pofida progreselor tehnologice, este o ființă foarte vulnerabilă, pentru că de-abia s-a încheiat pandemia și pandemia a scos în evidență, să spunem, problemele de sănătate mentală, care au ajuns pe poziția a doua ca și prioritate pentru anul 2024, înaintea problemelor de sănătate generate de mediu. Și tot apar și problema aceasta antibiorezistenței, cum foarte bine a spus, care generează în jur de 7,7 milioane de decese, care sunt conexe, legate de antibiorezistență. Direct generează, după studiile din 2019, care au fost cele mai ample, în jur de 1,27 milioane de decese, și dacă nu se vor lua măsuri în continuare, în anul 2050 se estimează că aproximativ 10 milioane de decese vor fi legate de antibiorezistență, ceea ce va egala, practic, decesele prin cancer. Infecțiile nosocomiale, adică cele luate din spitale, sunt produse de superbacterii de acest gen? Bineînțeles că și acestea au ca și rădăcină, ca să spunem așa, bacteriile multirezistente, pentru că, vedeți, când discutăm de antibiorezistență, discutăm de fapt de rezistența dobândită de bacterii, rezistența dobândită de fungi, de ciuperci, de paraziți. Deci este o chestiune foarte complexă, care sigur că are principala direcție de atenție bacteriile. Există o legătură și, adică, am văzut că unii specialiști aduc în discuție și antibioticele administrate animalelor, în industria zootehnică, de exemplu. Da, și nu doar pentru cele cu uz uman. Care e legătura? Există o legătură, pentru că, vedeți, până în urmă, cu nu foarte mulți ani, în jur de 70% din producția, să spunem, de antibiotice la nivel global era utilizată în domeniul animal. De-abia în 2006, administrarea de antibiotice în hrană și în apă, în doze din acestea subterapeutice, deci doze mai mici, pentru că stimulau creșterea, dezvoltarea la animale, în 2006 au fost interzise în Europa și de-abia în 2017 în Statele Unite. Ori încă mai sunt zone care le discutam și în pandemie, când spuneam că există zone fără vaccinare, fără reguli. Și aici mai există zone fără reguli în privința asta, sau chiar dacă regulile există, nu se respectă. Deci, dacă ne gândim la faptul că, așa cum am spus, în urmă cu nu foarte mulți ani, 70% din producția mondială de antibiotice era utilizată în domeniul animal, sigur că și de aici pot să vină probleme. Și vin, pentru că se transmit, de exemplu, există posibilitatea de transmiterea genelor de la specii microbiene caracteristice animalului la specii microbiene caracteristice specii umane, sau mai des întâlnite la specia umană, sau pur și simplu transmiterea de bacterii de la animal la om, care să vină
cu multirezistență. Dar ce este important? Că principala rădăcină a răului în privința asta pentru specia umană sunt greșelile care se fac la nivelul speciei umane. Ceea ce vine de la animal este suplimentar. Se împlinește, dacă nu mă înșel, se împlinește un secol de când a fost descoperită penicilina, primul antibiotic care a început să fie folosit pe scară largă. Până la apariția penicilinei, infecțiile erau unul dintre primele cazuri de mortalitate pentru specia umană. Adică, practic, orice rană, dacă se infecta, putea duce la septicemie și putea ucide bolnavul. Credeți că ne îndreptăm spre o lume în care antibioticele își vor pierde din eficiență în așa măsură încât vom fi din nou în pericol major din pricina infecțiilor? Eu sper că nu și probabil că nu, fiindcă, vedeți, toată situația asta dezastroasă este generată după acest studiu amplu din 2019 de aproximativ 33 de specii microbiene și se consideră că la ora actuală există leac, există antibiotic pentru toate. Sigur, cu anumite excepții legate de aceste superbacterii, cum spunea și dumneavoastră foarte bine. Ceea ce se caută acum este ca să se mențină aceste antibiotice, să se mențină ca active pe speciile microbiene, ca să avem această posibilitate de a trata și în același timp trebuie făcute investiții, pentru că, vedeți, din păcate, industria farmaceutică a temperat cercetările în privința descoperirii de noi antibiotice și trebuie cumva ca această industrie să fie stimulată pentru ca să avem o rezervă de antibiotic pentru ceea ce ne poate rezerva viitorul. Deci, la ora actuală există posibilități terapeutice pentru majoritatea acestor specii microbiene generatoare de probleme de sănătate publică, dar trebuie atenție mare și măsuri care trebuie luate, pentru că altfel vom ajunge probabil la cele estimări. Ați văzut și din pandemie cum se adeveresc aceste modelări matematice, aceste proiecții. Deci exact așa se vor adeveri și aici dacă nu se va lua măsura care trebuie să luată. Vă mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea doctorul Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.